Voi cu Mihnea, proful consilier, ești concediat! 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 Da, sunt concediat? Perfect! Proful consilier este concediat, dăm jos cravata și am rămas doar eu, voi cu Mihnea. Ciao, sunt Voicu Mihnea din Beijing, bine v-am regăsit de aici, de la mine, de acasă, din studio. Fii atent, proful consilier a fost concediat. Ce înseamnă asta și cum este posibil? Ei bine, am intrat în vacanță de miercuri. Sunt în vacanță timp de 2 luni de zile. Voi fi în vacanță, ceea ce înseamnă că nu mai trebuie să mă duc la muncă și să fac pe profesorul și pe consilierul. Și bineînțeles, este și luna iunie, deci tot la 6 luni stau și mă uit și mă gândesc, analizez proiectele mele. Ce merge, ce nu merge, ce este de viitor, ce nu este de viitor, ce doresc să continui, cu ce nu doresc să continui. Și uite, am ajuns la următoarele concluzii pentru următorul jumătate de an. Trebuie să fac o separare absolută între ce se întâmplă la muncă. Acum, dacă consilierea a devenit 40% din slujba mea, 60% predarea psihologiei, nu vreau să aduc munca acasă, deci canalul acesta nu trebuie să fie focusat pe ideea de consiliere. Asta nu înseamnă că nu voi mai prezenta aici materiale despre psihologie, despre consiliere, dar le voi așa rearanja, reprograma sub genericul opinii și comentarii. De aceea vedeți sus, am schimbat și bannerul de proful consilier. Haideți să ne pregătim împreună cu un mesaj mult mai simplu, voi cu Mihnea, opinii și comentarii. Adică nu încerc, nu mai încerc, nu mai doresc să conving pe nimeni de nimic. Dacă inițial doream ca acest canal să fie așa un pic mai didactic și mai să încurajeze lumea să își schimbe viața în bine, încă voi avea același mesaj, dar nu mai este mesajul inițial, mesajul de header, mesajul de cap de ziar, cum ar veni. Bineînțeles, veți vedea prin videourile mele, prin mesajele mele, voi continua încurajarea unei dezvoltări personale și a unei vieți moderate, dar active, dar le punem simplu sub genericul opinii și comentarii. Este pur și simplu opinia mea, este pur și simplu un comentariu personal. Ce facem cu vlogurile, ce facem cu călătoriile? Păi sunt opinii și comentarii. Dacă sunt în oraș și am chef să fac un vlog despre o anumită destinație, este un comentariu. Dacă am chef să comentez, să-mi dau cu opinia asupra unui eveniment care se întâmplă în zilele astea, va fi o opinie. Iar pentru simplu fapt că sunt în Beijing, vor fi opiniile mele de aici, din Beijing, văzute din punctul meu de vedere al unui român din China. Deci, gata cu cravata, rămânem cu această cămașă neagră. Lumea poate încă nu m-a întrebat, dar se întreabă de ce totdeauna în majoritatea videolor de aici din studio port această cămașă neagră, pentru că este cămașa neagră de studio, stă acolo
pe ușă, pe clanța ușii, pe un umeraș și când doresc să înregistrez repede, o pun pe mine și uite așa înregistrez dintr-o cămașă faină, care este cămașa mea, una dintre cămășile mele favorite. Deci ce urmează? Urmează în următoarele 6 luni să mă ocup de proiectele mele personale, de filatelie, de timbre, de una alta, de gucin, de sport și postez aici opinii și comentarii așa, nu vreau să spun random, dar nu mai sunt focusate pe ideea de a avea un caracter didactic, ci pur și simplu de a avea un caracter așa informativ. O opinie, un comentariu, ca dintotdeauna sunt interesat și de părerile voastre. Vă invit să-mi spuneți în comentarii care sunt părerile voastre. Din nou vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul acordat. Și știți cum este, canalul acesta deja are, sunt în China de 5 ani de zile. Hai să spunem, canalul cam a început acum 5 ani de zile, mai ales de când cu pandemia. Și spun eu și voi ca și, da, vreau să spun telespectator, nu sunteți telespectator, cu toate că unii poate vă uitați la acest video pe televizor și cei care urmăriți acest canal, așa creștem împreună și cu toate că totul despre China este interesant, cu toate că aceste mini shorts, aceste filmulețele astea de 50 de secunde sunt interesante, până una alta, ce spun ele, nu prea spun mare lucru, arată doar așa un moment, un aspect de sub un minut dintr-un anumit eveniment, hai spunem Dragon Boat Racing, dar fără nicio explicație, fără nicio interpretare, fără nicio opinie personală, ce valoare are în afară de așa o valoare arhivistică? Arhivistică? Da, o valoare de arhivă. Deci, proful consiliere concediat, Voicu Mihnea revine, continuă cu opinii și comentarii. Ciao.